N-am cum să mai țin ascuns foarte mult timp. E rost? Jură-te că e pe zi. Că mi-ai zis că nu vrei ca de ușa. E pe, de ce e pe moda pe ușa? Nu pâre ceva. Să nu pâre ceva, să facă pe acolo. Da, e super, se aude și bine, se aude și bine. Perfect. Te-am sunat să mă laud. Uitați-vă puțin, mafia siciliană aici. Salutare mafioților, știu că suntem pe canalul lui Madi, dar încep eu acest vlog deoarece mă duc chiar acum să-i fac un cadou lui Madi, un cadou neașteptat, am sărutat pe Madi la muncă și anul acesta voi face pe Moș Crăciun și voi merge să-i cumpăr lui Madi un cadou la care nu se așteaptă niciodată. Eu i-am spus că nu o să-i cumpăr nimic de Crăciun pentru că mi se pare o sărbătoare care nu e foarte importantă pentru mine, mi se pare că spiritul Crăciunului este să te duci acasă, să stai cu părinții, să-ți revezi rudele, asta mi se pare mie spiritul Crăciunului, dar... Astăzi m-am decis să iau un iPhone 13 și nu orice iPhone 13, o să luăm un iPhone 13 roz. Deja am vorbit cu un băiat, nu o să-l luăm nou pentru că nou nu o să vină la timp, nu l-am găsit pe roz, o să fie destul de multe probleme dacă luăm nou. Și l-am găsit foarte ieftin la un amanet cu 2700 de lei. Vedem dacă putem să mai negociem puțin la preț, să vedem cum arată telefonul. Dar ce mai important este că mâine când vom pleca la Severin, când vom merge acasă, îl voi pune lumat aici, în torpedo și când vom alimenta mașina, ea de obicei pune cuiul fiscal pe bon și îl bagă aici în torpedo. Eu îl voi împacheta foarte bine și o să-i spun: Madi, vezi ce acolo în torpedo? Și o să găsească cutia. Chiar sunt curios ce reacție o să aibă în momentul în care o să vadă ce cadou i-am făcut. Revenim de la amanet să vedem exact cum arată telefonul. Fraților, nu mai țineți banii la bancă, greu de tot am scos banii ăștia, pentru că la manet nu acceptă plata cu cardul și a trebuit să scot banii cash, 2700 de lei, la ATM nu mergea, în interior nu mergea, a stat o oră întreagă să scot niște bani. Gata, m-am dus, am parcat mașina pe lui acolo, exact când parcam mașina a venit și poliția locală să îmi spună că n-am voie să parchez acolo, parcă sunt super, super, super prost, dar ne grăbim repede că deja mai începe să se prindă și mă întreabă că dacă am ajuns acasă, dacă am mâncat, multe chestii din asta. Hai să vedem cum arată telefonul și să mergem repede către casă. Băi, mafioților, gata, avem un iPhone nou, l-am cumpărat de aici la Manet Zeus. Hai să cam am să mașina să vă arăt puțin telefonul. El a fost puțin mai ieftin, într-adevăr, nu pot să neg treaba asta, dar are mici chestii, are aici o julitură și aici o julitură în partea cealaltă. Ideea este că este roz, pe partea asta este impecabil, nu are nicio problemă. Și Madi, cum e fan roz, 100% va aprecia treaba asta. Iar diferența de preț la 4800 de lei la 2650 chiar e destul de mare și sincer nu prea merită pentru două chestii aici. Să dai încă 2200 de lei chiar nu mi se pare afacere. El merge foarte bine, am văzut, am testat camera. Băiți, a fost super de treabă. Avem și factura acolo. Totul ok până acum. Să sperăm că o să fie un telefon în regulă. Mergem acum să-i punem o folie pe față să fie asigurat și îl punem apoi într-o cutie. Îi dau cutia de la iPhone-ul meu. Chiar vă să văd în comentarii dacă a meritat sau nu 2600 de lei acest iPhone 13 roz. Acum pe canalul lui Madi, 100% va fi calitatea mult mai bună, cu noile lavaliere, cu nouă telefon, 100% va fi mult și mult mai bine. Hai să-i punem folie, să fie un telefon super, super bombă! Bă, ăștia ce fac cu mașina? Dați-vă și voi puțin. Dați-vă puțin, fraților. Fii atent aici că leagănă copilul, mă, frate. Am ajuns și la folii, băieților și fetelor. Haideți să vă arătăm, asta este folia pe care o să o punem pe iPhone-ul lui Madi. Nu pot să vă arăt, dar și iPhone-ul meu are nevoie de folie, deci vom pune folie și pe iPhone-ul meu. De 69 de lei ori 2, 150, da. 940. Și avem și husa aceasta, pe care o vom pune doar pe telefonul lui Madi. Eu sincer nu vreau husă. Bine, dacă nu vreau nici Madi husă, îl pun eu pe 13-le meu. Hai să dăm bătaie să punem folia pe iPhone-ul ăsta roz, gol, pălăcit, cum o fi, nu știu. Mamă, e și display-ul roz acum. Băi, mafioților, acum telefonul ăsta nu mai valorează 2600 de lei, pentru că acum e 3600 minim. Nu filmez telefonul lui Madi, ne-am luat și ceva de mâncare aici, ca să fie treaba. Mergem să-l împachetăm și cred că mai mergem undeva, mergem să căutăm, să vedem dacă a venit la poștă codul lui Madi la YouTube. Toată zi, mafioților, ne-am trezit, mergem către Severin, ne-am notat tot bagajul, să știu puțin că a nins și plecăm copulul către Severin. Mergem acum să așezăm cadourile în mașină pentru că o să facem o treabă în direct, o să vedeți în direct și în reluare, dacă dați replay, cum și-a primit Madi cadoul de Crăciun anul acesta. Ce-i drept cu două zile înainte, dar n-am cum să mai țin ascuns foarte mult timp. Uitați-vă puțin, mafia siciliană aici, E39 mafia, E39 asta cu mafia Opelului. Frumoase mașini. Hai să vedem să pornim puțin Opelul, la trebuie să puțin telefonul jos, că am mâncat bagajele. Hai să vedem dacă pornește Opelul în dimineața asta. Nu ca și cum n-ar fi pornit vreodată. Pornește. Să-mi zgârie puțin colantul singur. Foarte mișto la Opel că are keyless go, keyless entry și în momentul în care ai multe bagaje, cum am avut acum, bă, n-ai nevoie să scoți cheia din buzunar, e chiar genial. Minus 4 grade avem acolo. Lăsăm puțin bujile, inspecția să treacă și acum 3, 2, 1 și...
Nu vor tehnițel, dar până acum n-a avut nicio problemă de pornire. Aici este telefonul cu tot cu husă. Mergem acum să luăm și pe Madi. Dacă știe cineva pe cineva care repară încălzirea asta în scaune, pentru că scaunul meu se încălzește, dar scaunul din dreapta, adică scaunul Madi, nu merge, nu funcționează, adică s-a plimbat becul, dar nu încălzește deloc. Dacă știți pe cineva care se pricepe la încălzire în scaune, dați-ne un mesaj pe Instagram. 100% ar fi un cadou frumos pentru Madi. Nu e tot? Mai trebuie să mai ajut? Ok, hai că bag eu asta. Vreau să văd dacă le pui bine, că sper că n-ai stricat cadourile pe acolo. Nu cred că n-am stricat ceva pe acolo. Tot lumea primește cadouri acum, frate. Bă, Mihăiță. Ce mă? Băi, pe ce vezi aici? Nu știi nimic, fraților, nu știi nimic. S-a dus să mai ia niște bagaje de sus. Eu am pus pisici aici, pentru că îi luăm și pe ei la Severin. Dar nu știi nimic, o să bag pe aia, că mamă, toată lumea primește cadouri acum de Crăciun și tu n-ai primit nimic cadou. I-am spus că, băi, eu sincer nu v-aș vrea să fac nimic cadou, că nu știu să-ți iau toate astea. Aștept să coboare. Ia sunt curios să ce ai, o să aibă, o să pun telefonul fix aici, pe centru. Hai, că am scos acolo din geantă ca să fie scoase. Ca să-mi dau și cu camarata. Ultima dată, înainte ca Madi, i-am pus și loc să prind cu roz și pachetul complet. Ia da? Facem intro la vlog? Fac eu, lasă-mă pe mine să fac eu. Dar de ce? Lasă-l fac eu prima asta, data asta, ca să fie liniște și ea tot asta. Bă, ce mi-a luat mie cadou? Momentan nimic, urmă să-ți iau. Mi-a luat nimic cadou? Zi-mă, mi-a luat nimic cadou? Momentan nimic, sus. Cum n-ai bă nimic? Păi de ce? Dacă îți fac acum full la Opel, e ok cadou meu? A, da, e ok. Da? Dar dacă nu-ți fac full la Opel, îți fac full la altă mașină, chiar fi? La altă mașină? Da. Cum adică la altă mașină? Da? Te gândeam la lacrimile? Ia închid ochii, ia închid ochii. Nu te cred, nu închid ochii. Închid ochii, da? Dar nu te uita. Bine, da? Mi-a luat o mașină de jucărie. Băi, dar nu te uita, vorbesc serios. Închide ochii. Închizi ochii și când îți plătiți mâna, da? Închide mâna. A, e de la troaca ta. La ce, mă? De la ta. Deci nu-ți place asta, nu? Mamă, îmi dădeau lacrimile degeaba, că-s cum la seria 1. Bun, nu ți-am la seria, nu mai. Hai, mai închide ochiul cu atât. Haide, gata, nu mai. Mai închide-mă atât. Ok. Dacă îmi pui vreo gânganie, mă supăr. Da, bine. Mamă, termină. Hai, mă, închide ochiul. Ce-ți doreți? Și-ți place acest doreți toți. E o mașină rost. Pe lângă mașină, două împana de mașină rost, că o faci și pe aia, nu-i problemă. Ce-mi dore mi-o foarte mult, nu mai știu. Centur rost? Nu, mai. Uite, ți-a luat un iPhone. Nu mi-a luat nici iPhone, e cutia de la al tău, termină, nu mai face mișto de mine. Zici ce-ți mai doreai, hai, închide cu atât. Centur rost îmi doream. Nu, centur rost, le pune și pe alea, dar nu-ți cadou de Crăciun. Nu, și ce-ți mai doreai? Ce mai doream? De toate îmi doresc eu. Închide ochii. Am moment, gata, nu mai. Te-ai luat toate chestiile alea din casă ca să rămână în mașină după aia. Da, nu mai, hai, închide ochii. Stai că mi-a căzut beretul de emoții. Ultima dată, da? Promis? Închizi ochii, închide ochii, da? Da. Doi, da, stai cu ochii închiși. Unu, ține mâna. Poate îmi pui vreo gângărit. Ce e asta? E asta, mă. Și un iPhone 13, roz. Jură-te. Jur, frate. Glumești, nu? Nu, frate. Nu e adevărat, nu? Bă, da, frate. Nu vrei tu iPhone 13? Nu e adevărat. Bă, da, frate. S-a lăsat niște mașină. Nu vrei tu iPhone 13? Da, stai un pic. E roz? Da, e roz. Jură-te că e pentru... Gata, deci fără glume. Fără glume, frate, e al tău. Bă, mă, ce ne-am ieșit. Pace, pache. Ha? Uite. Să nu-mi iei iPhone, că nu vreau. Ce pleci, mă? De ce pleci? Așa, că mi-ai zis că nu vrei cadou. Mai ce pleci, nu voi. Că nu vrei, mă, tu iPhone 13. Ba da. Bă, știi că nu l-am găsit nou roz, dar nu o să cânt. Roz, că roz nu găseam nou. Ia vezi, îți place bine, are câteva defecte. Da. E super mult, dar și memoria are. De 128, că n-am găsit mai mare. Bă, uite ce mi-ai făcut. E superb, da. Da? E pe, de ce e pe moda pe să nu bârie ceva? Să nu bârie ceva, să facă pe acolo. Uite, are aici câteva defecte, uite, dacă nu, pe partea cealaltă. Uite, de fapt aici, nu, aici. Uite. Așa. Uite, asta, singur, aici pe ramă și aici jos pe ramă. Oh, ce supărare, cât de supărat am fost să fiu. Da, mai am o chestie pe cine stai. Nu te cred. Ia și pe asta. Cu tot cu pastile, paracetamol. Ai și husele. Plache. Mulțumesc. Bine, hai că revenim când își devine Madi. Bun, gata, așa devenim Madi cât de cât. Acum încercăm să facem switch-ul de la telefonul vechi al lui Madi. Iar arată-ne, Madi, ce telefon aveai tu înainte. Avem un iPhone 11, cu memorie de 256. Da, ai scris puțin memorie. Da, dar și asta avea defecte. Adică pe aici, uite-le aici. Dar să știți că vând telefon iPhone și pe vânzare. Oricum, trebuia să fie ceva calitate. M-am gândit, bă, ce cadou să iau, mă, ce cadou să iau ca să o ajute și pe viitor cu YouTube. Dacă ți-a luat la Valeria, am zis, bă, iau iPhone ca păi să se vadă mai bine. Păi, de ce nu m-ai lăsat să-ți iau cup holder-e? Dar nu mă aștept cu nimic cu viitor cup holder-e la E3, nu? Și... Băi, dar și zice, pune, mi-a pus o cutie, mână, goală, mi-a pus un, o cheie din mașină. Asta tot mama soacră, mama soacră. Ceva gen. Și când mi-a pus telefonul în mână, zic, ce e asta? Și nu mai gata, m-am emoționat. De acolo mi s-a, când am văzut că Iros mi s-a tăiat filmul de tot. Da, e super, se aude și bine, se vede și bine. Perfect! Te-am sunat să mă laud. Am revenit și de pe telefonul meu și mă întreba Mihăiță dacă am idee cam cât a dat pe telefonul ăsta. Și zic undeva la 2000 de lei. Bă, iPhone 13.
Mai mult? 3500? Păi nu, dacă e 4809. Aia e 4809. Să fie 2000 de lei în second. Nu știu, zic că 2600. Ce? Da, mare diferență. Păi e mare diferență, când ai cumpărat 2000 de lei, îți cumperi iPhone 11 Pro. Da, oricum, e super bine. E super bine. Au rămas fără cuvinte oricum ca idee. Băi, ce frumos se vede. Parcă lumea e mai roz acum. Mergem la Sibirina, acum le lăsăm și cadourile alor mei și asta o să fie vlogul cadouri. Am luat un sandwich cu șnițel pentru că n-am apucat să fac nimic de dimineață și o cafeliță. Te testăm acum, da, înainte să plecăm. Dar uite-te și tu ce locuil frumos. N-am văzut un locuil așa frumos. Ce miroase aici, nu? Într-un miroase a rai, așa, ciocolată miroase. Bun, hai să scoatem sandwich-ul. Mamă, dar chiar că l-am muiat destul de mult. Ca să vezi. Bă, tu vrei să mâncăm mașina făcută de tine. Dar vezi să nu dai pe jos, da? E bun, nu? Mamă, ce este abur din el. A, s-a lucrat la OMV. Dar ce s-a modernizat și lucoilul? Cam moale puțin, dar pâinea e bună. Cam așa arată șnițelul. E foarte bun, e cald, niște muștar, niște salată iceberg. Parcă e mai mișto la OMV, dar parcă e și mai scump puțin. Ia dă-și o gură de cafea să vedem exact cum ce mi-a cafea. Mamă, cafea e bună. Lapte. Ce mai arată la lucrul cafea și a fost foarte prost. Era apă chioară cu lapte. De sandwich-ul de 8, cafea e de 7 jumate. Eu îi dau un 7 sandwich-ului. Am ajuns și la Severin, punem repede cadourile pe masă pentru că părinții lui sunt în drum spre casă, vezi să nu fii. Ce era la cadourilor? Mersi, mi-e. Nu, mama, e batic, e șarfă. Baba, poartă de eu, știam. Ia uite cum, altceva. Am cu cerții. Ia. Varovski. Aici, ăsta e de la tușa, ca să... A venit moșu! Ce moșu! Cum așa la cameră? Da. Și evident că soțul meu nu putea să rămână fără cadou. Am preferat să-și aleagă el ceva ce-i place și-a ales o jachetă stil hanorac. Dacă ai scoate și gluga ar fi perfect. Ești băiat Gigel.